Aș vrea să vă prezint astăzi un model de nălucă soft, ceva mai vechi în oferta celor de la Savage Gear, dar care pe apele noastre efectiv face ravagii în rândul șalăilor și modelele ceva mai mari în rândul ștucilor. Este vorba despre un model numit Blues Buddy, asta datorită elementelor, celor trei elemente din care este format. Vedeți, este un swim bait soft, îi mai spunem noi, articulat din trei bucăți. Face parte dintr-o gamă renumită a lor, se numește Soft for Play. Are un materialul din care este făcut, este foarte moale, dar în același timp foarte rezistent. Adică puteți prinde suficient de mulți șalăi, 5-6 șalăi, fără riscul de a se rupe sau a se tăia materialul respectiv. Și detaliile sunt bune, vedeți și ochi 3D, are aici așa o textură care imită foarte bine pielea unui pește pradă. Două modele cu două dimensiuni, cu aplicații foarte bune la noi în țară, ar fi acesta de 8 cm și fratele lui ceva mai mare de 9,5 cm. Acesta are și o greutate de 7,5 grame suficientă pentru lanseuri destul de bune, chiar atunci când folosiți capete de jig ceva mai mici. Se poate folosi diverse tipuri de monturi, atât în jigging clasic cu cărlig cu greutate sau, eu știu, în monturi cu cărlig offset, în monturi de tip Texas, Carolina, dat fiind faptul că profilul lui este unul foarte plat. Este foarte bun, se pretează și pescuitului în agățătură. Vedeți, cu un cărlig offset, el, dacă vedeți aici, este chiar prevăzut cu o mică fantă care ajută la montarea cărligului offset foarte bine și o fantă pe burtă. Cu, spuneam, cu un mic cărlig offset, practic năluca nu se mai agață nici în crăci, nici în, eu știu, bolovani, pietre sau chiar se strecoară foarte bine și prin verdeață. Și gama de culori este una foarte variată, plecând de la genul ăsta mai strident, care fluo, care se vede chiar foarte bine la adâncimi mai mari, până la modelele de genul ăsta cu un pattern foarte natural, foarte mult glitter, sunt numai bune de pe spila, știu că uitați astea care imită foarte bine o roșioară, codițe roșii, la știucă sau la șalău, foarte bune acestea aprinse atunci când apa este un pic lovită, cum ziceam noi, un pic mai tulbure. Astea perfecte pentru o apă foarte, foarte curată. Este un model de succes care cu siguranță vă va aduce la capătul firului bibani, șalăi, ștuci și mai știu eu tot felul de alți răpitori de mai sunt pe la noi prin apele Padriei. Deci nu uitați, Blues Buddy, Savage Gear, o nălucă de mare încredere.